Pe discuția noastră, pornind de la lansarea acestei superbe cărți, Terapia sistemelor familiale interne, dinamica părților noastre interioare în procesul de vindecare și integrare, de Richard Schwartz și Marta Suiții, alături de invitații noștri Anca Maftei, psihoterapeut, fondator metoda Regeneration, Doina Varzarus, psiholog, psihoterapeut în formare în psihoterapie integrativă. Vă spun că, sau vă mărturisesc că mă bucură faptul că publicăm această carte, o carte, așa cum vorbeam puțin mai devreme, cred că în urmă cu aproximativ 30-40 de minute cu Doina, despre importanța acestor autori, și mai ales al lui Richard Schwartz, și despre importanța acestei cărți și acestei abordări pluridisciplinare sau interdisciplinare în ceea ce privește terapia sistemelor familiare, în engleză IFS, Internal Family System. Și aș începe discuția noastră cu Anca Maftei, pe care aș întreba-o despre această metodă, despre Internal Family System și despre originile sale, cum a evoluat modelul Internal Family System și, până la urmă, ce l-a inspirat pe Richard Schwartz să dezvolte acest model. Dacă nu mă înșel, ori am auzit, ori am citit, nu mai mi-aduc aminte cu exactitate, dar am reținut că Richard Schwartz a fost ca un fel de mentor. Bun găsit tuturor! Sunt foarte fericită să sărbătorim și în limba română apariția a cât mai multor aspecte ale sinelui în, să zic așa, câmpul acesta energetic din care facem parte toți. Eu sunt încântată pentru că acum sunt la nivelul 2 de studiu al acestei metode minunate și da, am făcut mai multe cursuri și cu Richard Schwartz și cu Frank Anderson și cu alți promotori ai acestei metode, acestui model care, da, a pornit din psihoterapie, dar iată, astăzi începe să fie îmbrățișat inclusiv în sfera de finanțe. Citeam mai devreme într-una din cărțile nou publicate combinații extraordinare, apropo de ce ai spus vis-a-vis de interdisciplinar, combinații extraordinare care se pot face între modelul acesta de gândire, pentru că asta este până la urmă. Este un mod de a privi lumea, este un mod de a privi viața, este până la urmă faptul că în interiorul nostru există o multitudine de părți care sunt interconectate și care toate îl servesc pe sine. Adică există în ființa noastră o lumină, o esență, o dimensiune spirituală care, odată ce este regăsită de către părțile, aspectele noastre, toate servesc acea lumină. Deci este fabulos că un model care a pornit din psihoterapie începe să fie îmbrățișat de, iată, constelațiile familiale, care sunt o modalitate pe care eu personal o îmbrățișez cu toată ființa mea, zona de finanțe, zona de religie, da? Sunt foarte mulți preoți, sunt foarte mulți oameni care au început să îmbrățișeze lucruri cu părților, inclusiv aici în România. Eu am lucrat și cu preoți din Spania, care deja îmi spuneau și că Anca, tu vorbești de o floare, eu vorbesc de o ceapă, dar noi toți vorbim despre părți și despre faptul că în interior există energia calmului, a iubirii, a compasiunii, a încrederii, a conexiunii. Iar Richard, asta este la bază, psihoterapeut. Nu se aștepta ca modelul acesta, deși a muncit atât de mult, nu se aștepta ca modelul acesta să fie îmbrățișat de atât și atât de mulți oameni și nu doar în psihoterapie. Deci asta este foarte important de reținut, că începe să se expandeze ca nivel de conștiință ideea că toți suntem interconectați, nu există separare între noi și toți servim, dacă vrei, binele. Suntem cumva programați să servim iubirea și unii pot să spună, dacă vor, să-L servească pe Dumnezeu. Mulțumim, Anca. Doina, în ce mod consideri că modelul Internal Family System poate fi aplicat în diverse contexte, cum ar fi terapia individuală, coaching sau terapia de grup?
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație, mă onorează foarte tare și mă încântă. Bună întrebare. Chiar pe toate palierele, în primul rând pentru cea individuală, ajută foarte mult să te centrezi tu, adică să-ți lucrezi tu părțile interioare, aduci tu mai multă armonie, mai mult calm, mai centrată și mai conștientă. În legătură cu partea aceasta de coaching, chiar recent aveam o clientă cu care am făcut acest tip legat de coaching. Voia să meargă la sală, o parte din ea voia să meargă la sală și o parte din ea nu voia să meargă, era rezistentă. Și am lucrat AFS cu această metodă AFS și a realizat că partea care nu voia să meargă la sală, partea care o respingea, o făcea leneșă, că nu vrei să meargă la sală, și a realizat că de fapt nu voia să meargă la sală, era partea care o proteja, pentru că dacă ar fi mers la sală, ar fi spus despre ea că este egoistă și dacă este egoistă, relația cu soțul ei nu mai era la fel de bună. Și prin acest mod legat de coaching, iar legat de terapia de grupuri, acesta EFES, terapia de grupuri înseamnă să te deschizi mai mult, să vezi că cel din fața ta este o parte din tine și este oglinda ta. Și să vezi la altul ce poate ție ți-e greu să vezi la tine. Și grupul ajută foarte mult. Și asta am observat. Și metoda AFS este excelentă pe toate palierele. Mulțumesc! Mulțumim! Anca, cum diferă Internal Family System de alte modele terapeutice și, până la urmă, ce face acest model să fie unic? Sunt mai multe aspecte. Primordial, practic, recunoaște esența divină din fiecare dintre noi. Sunt puține modele psihoterapeutice care îmbrățișează această legătură cu nivelurile, să le spunem așa, mai înalte ale ființei. Eu sunt fericită pentru că în ultimii ani din viața mea am abordat alte și alte maniere de a lucra dincolo de psihoterapie și sunt fericită că un psihoterapeut de la Harvard practic a promovat și a muncit atât de mult, 20 de ani, să arate că există o esență divină în noi toți. Nu sunt toate tipurile de terapii de acord cu chestiunea asta, desigur. Și este foarte bine așa, e bine că suntem și polarizați și diferiți și este foarte bine așa, pentru că putem ajunge la cât mai mulți oameni, dacă toți ar crede ce credem noi, no, probabil că n-ar mai exista această unitate în diversitate. Un aspect extraordinar și pe mine m-a cucerit din prima este faptul că este non-directiv, deci niciodată nu o să vezi un om care aplică AFS, că este psihoterapeut, că este coach, că este consilier, să fie în vreun fel directiv, să-i spună în vreun fel omului ce să facă, cum să facă, de ce să facă, sub nicio formă. Deci noi ne dăm la o parte complet și lăsăm sistemul clientului să vină în față și să vorbească. Și mai mult decât sistemul, luăm părțile pe rând și ascultăm dimensiune cu dimensiune. Pentru că o parte spune acum, vreau să, cum spunea Doina, vreau să țin dietă, o altă parte zice, da, viața e scurtă, haide să ne relaxăm. Noi, în AFS, îmbrățișăm tot. Toate părțile sunt la masă. Și, cum să spun, Iisus Hristos a mai făcut asta, eu fiind un om credincios și sunt creștin ortodoxă, și îmbrățișez cu toată ființa mea ideea că trebuie să-i punem pe toți oamenii la masă, să-i iubim și să-i acceptăm așa cum sunt pe fiecare dintre ei. Iar exact asta a făcut Richard, el a făcut în cabinet chestiunea asta și noi o făceam, da, eu o făceam în practica mea din afara cabinetului de psihoterapie, mai precis în practica mea de constelații, făceam asta, lucram deja cu părțile. Sunt mulți alți mentori din viața mea care lucrau cu părțile, dar Richard ce a făcut în plus este că a adus sinele în miezul discuției, adică l-a adus pe Dumnezeu în maniera aceasta, să zic așa, mai aproape de cabala, el fiind de altfel în sfera aceasta spirituală. Dar asta este un alt lucru, deci noi niciodată nu o să spunem directiv clientului ceva, ci îl lăsăm pe el, lăsăm sistemul. Avem totală încredere în sistemul clientului. Încrederea fiind și ea o calitate a sinelui. Deci noi credem cu tărie că răspunsurile sunt în client.
noi ne dăm la o parte. Și atunci asta se pliază foarte mult cu ceea ce eu oricum predau. Și spuneam, iată, clientul este cel care conduce propriul proces pentru că el este expert în viața lui. Eu sunt facilitator, eu stau lângă, eu sunt în feminin. Clientul meu e în masculin, eu sunt în feminin, îl susțin. Și asta rezonează foarte, foarte mult cu mine, cu totul. Și, bineînțeles, ideea în sine că nu există vinovați, nu există rău, există doar părți, părți care au venit ca să te iubească, ca să te protejeze, ceea ce este cumva foarte aproape de inima mea. Eu știam dintotdeauna că totul e iubire. Am simțit întotdeauna că totul e spre binele nostru, că Dumnezeu e cu noi. Și, cum să zic, aici este practic demonstrat, cum să zic, nu mai este evidence-based, este puțin spus. Deși modelul acesta așa se cheamă, dar nu este psihoterapie. Este un model de gândire evidence-based, da? Este bazat pe dovezi. Dar faptul că dovezile sunt atât de importante și noi suntem foarte preocupați în comunitatea Regeneration, suntem foarte preocupați de a arăta prin dovezi că, într-adevăr, dacă îmbrățișezi dragostea, lumina, iubirea, totul se transformă. Și începem și noi și am făcut acum o cercetare pe 400 de persoane în România. Este dată la niște domni statisticieni și este aproape gata. Avem deja rezultatele preliminare, o să mai dăm la încă 2-3 instituții în afara noastră ca să fie totul foarte ok și o să o publicăm și o să vorbesc și cu Richard să arătăm foarte clar că modalitatea asta de a privi lucrurile, lumea, îți transferă orice fel de grijă, orice fel de chestiune joasă, iei liftul și le transferă în zonele cele mai înalte ale ființei. Totul începe să se transforme prin AFS. Doina, cum vezi viitorul modelului Internal Family System, dacă există noi direcții sau dezvoltări pe care le anticipați, să spunem? Da. Iartă-mă, Doina, că doar zic ceva și tu adaugi. Deci există, în primul rând, conexiunea dintre modelul Family Constellations și AFS, ceea ce fac eu. Din fericire, pentru mine, pe acest pământ nu sunt chiar singura, deci mai este o doamnă la Londra, Ruth Culver, care a îmbinat și ea AFS cu Family Constellations și o să mă văd cu ea sâmbăta viitoare la Londra, să văd cum lucrează și dumneaei, ca să vedem cum putem colabora. Asta este un model și, cum îți spuneam, merge către mediere culturală, merge către finanțe prin AFS. Să începi să devii conștient că există părți din tine care vor să, eu știu, poate să cheltuie. Da? Vorbim de acești pompieri, cum le spune Richard, și, bineînțeles, alte părți din tine care, clar, se gândesc la investiții, da? Acești manageri din ființa noastră. Asta este așa o direcție, dar pe mine mă încântă foarte mult pentru că este din ce în ce mai îmbrățișată și în teritoriul creștin. Deci sunt foarte mulți pastori, sunt foarte mulți preoți care au început deja să scrie cărți. Vă dau multe exemple. All Together You este o carte. Sunt foarte multe exemple de pastori și preoți care lucrează acum cu AFS. Și eu sunt foarte încântată, că eu, cum spuneam, mă declar creștină. Și pentru mine e foarte important că încep și ei să privească așa, exact cum a privit Iisus apostolii. Da? Deci astea sunt niște dimensiuni și să adauge Doina. Exact asta voiam să spun și eu. Internal Family System și viitorul, cum spuneam și Anca, External Family System. Exact, constelezi. Scoți în exterior ceea ce e interior. Exact asta văd viitorul. Da, pacea între probabil, exact. Poate acum nu e foarte multă lume deschisă la așa ceva, dar acesta este viitorul. Și asta simt eu și simt și văd pentru că văd, adică se manifestă. Și Doamne ajută la cât mai multe. În timp ce te ascultam, mă gândeam, cum te-a influențat pe tine practica IFS? Atât din postura de individ, cât și din postura de terapeut. Păi ca să fii terapeut, în primul rând ca individ, lucrezi cu tine. În primul rând, tu îl decentrezi, tu îți lucrezi părțile ca să poți fi și un terapeut bun și dedicat și să ai și compasiune și să și conții clientul. Ca și individ,
Foarte mult, foarte mult. În primul rând că mi-am integrat destul de multe părți și mai ales anxietate, părți cu anxietate, cu depresie, încredere, calm. Nu pot să zic că eram foarte apropiat așa sau cunoșteam sinele, ca să zic. Nu, nu. Și sincer, cu sinceritate spun acest lucru. Și ulterior am descoperit toate calitățile sinelui, cum spunea și Anca, calm, curiozitate, cele 8. Conexiune și eu cunoscându-le am putut să dau și eu mai departe. Pentru că atunci când lucrez cu un client, tu ești ghid, ghidul cu părților, ghidul părților mele cu părțile clientului. Pentru că dacă tu nu ești centrat, clientul te simte, adică îți simte părțile și te resping instant. Dacă tu ești centrat și ești cu pasiune și ghidezi și nu influențezi, cum spunea și Anca, lași câmpul, totul merge de la sine. Anca, de ce ai recomanda această carte? Eu recomand ca oamenii să facă ce simt ei. Ce recomand este ca oamenii să deschidă inima și ochii, să se uite la dovezi, da, în primul rând, deci să zic așa, să liniștească un pic mintea, să vadă că există alți oameni care și-au transformat existența, și apoi să coboare în inimă, pentru că asta avem cu toții de făcut, și să găsească ei înșiși acolo, experimentând marea comoară care este în fiecare dintre noi. Nu o să servească la ceva anume dacă spun eu chestiunea asta. Îmi dau seama din ce în ce mai clar că nu poți trezi oamenii, deși m-am dorit la un moment dat în viața mea asta, din partea mea salvator, dar nu, eu pot doar să fiu, să luminez, să transmit mesajul vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu mine, vis-a-vis de ceea ce am observat că se întâmplă cu alți oameni și din, bineînțeles, poveștile și, să zic așa, mărturiile lor și cam atât. Și vezi, fii atent la tine, vezi ce rezonează înăuntru tău. Dacă simți că este pentru tine, dacă simți că ești pregătit acum, este extraordinar. Dacă nu, mai devreme sau mai târziu îți vei găsi o cale. Asta sau alta? Pe noi ne bucură, da? Și cei care îmbrățișeau mai vezi, ne bucură foarte mult asta pentru că rezonează profund cu noi. Dar e foarte bine să găsești ceva ce rezonează într-atât cu tine. Dar un model care este un model al iubirii, un model de compasiune, un model care e fără judecată, un model care îi include, nu văd în niciun fel cum ar putea leza. Doina, cum abordezi rezistența sau provocările pe care le poți întâmpina cu clienții în timpul procesului de lucru cu Internal Family System? Lucrăm direct cu rezistența. Este o parte. Vedem de ce vine. În primul rând, clientul să ne simtă pe noi deschiși și părțile lor se vor deschide treptat. Dar au nevoie să aibă încredere în noi, părțile lor, să aibă încredere în noi și ușor, ușor câmpul se deschide și lucrăm cu rezistențele lor. Adică ce blochează, asta înseamnă partea care blochează, partea care nu vrea. Și sunt mai multe părți și lucrăm cu toate, cu toți managerii, cu toți că sunt protectori, protejează sistemul clienților și lucrăm cu fiecare parte. Nu. Mulțumesc, Doina. Mulțumesc. Anca, în ce mod consideri că IFS poate influența și îmbunătăți relațiile interpersonale ale clienților? Este subiectul meu preferat, pentru că eu în general aplic IFS în afara omului. Și iată, mă bucură întrebarea. În primul și în primul rând ne putem uita la relația de cuplu, pentru că acolo ies toate părțile copilași. Și provocatoare. Da, pentru că ne apasă exact acele butoane profunde, da, dobândite de obicei în primii ani de viață. Sunt puține psihoterapii, cu tot respectul spun asta, care ajung în profunzime și ajung în a lucra în, de la 0 la 3 ani, în segmentul acela de vârstă. Noi putem ajunge prin AFS la acest segment de vârstă și putem să ajungem chiar și în uter și să începem să lăsăm jos din poverile pe care le au acele părți din noi foarte, foarte afectate. Dar mă gândesc la cuplu. Deci odată ce tu știi că tu ai o multitudine de părți, și că odată
o anumită parte a ieșit și a țipat, să zicem, sau a criticat partenerul. Tu, odată că nu te mai blamezi, deci nu mai există vinovăția asta. Eu uite ce am făcut, l-am blamat, am făcut X, Y, Z. Nu, știu că este o parte din mine și apoi îmi asum responsabilitatea să ajung ușor, ușor, prin energia mea, adică a sinelui meu, la acea parte ca să o liniștesc și ca să o, dacă vrei, îmbrățișez. La fel se întâmplă, odată ce devin conștientă, și vis-a-vis de partener. Deci nu partenerul meu a făcut ceva anume, ci o parte din el, da? Un copil din ființa lui. Și atunci asta duce la și mai multă compasiune și la adâncirea relației. Pentru că nu mai pui niciodată etichetă pe o altă ființă umană. Știi că sunt părți din el care preiau controlul. Da? Ne imaginăm tronul conștiinței înăuntru fiecăruia dintre noi și pe tronul acela, bai cineva de 2 ani, bai cineva de 10. La un moment dat ai atât de multă, cum să spun eu, compasiune și gingășie față de ființele umane, pentru că știi atât de clar ce se întâmplă acolo, că sunt atât de mulți copii, atât de multă grădiniță, cum îmi place mie să zic, încât totul se transformă. Poți să îl privești cu blândețe pe celălalt, pe tine în primul rând, nu mai există blamare, nu mai există, cum să spun eu, luptele acelea de putere, care odată ce devii conștient nu-și mai găsesc, să zic așa, teren. Sensul. Da. Te ajută, noi privim lumea și viața din perspectiva în care totul este spre bine. Toate părțile noastre sunt bine intenționate. Absolut tot ce se întâmplă în interior e bun. Deci chiar dacă mintea atât de mult, adică părțile gânditoare, atât de mult și-ar dori să eticheteze, să zică, ia uite, consum droguri, asta nu este un lucru bun. Da, ok, o parte din tine care a apelat la acel mecanism doar ca să te protejeze. Iată, câtă iubire în interiorul tău. Și atunci când omul își dă seama, Doamne, câtă iubire este în interiorul meu, deci sunt atâția soldați care mă protejează, pe mine, pentru mine sunt toți, ca eu să pot să-mi duc existența, să pot supraviețui și, bineînțeles, la un moment dat să mă și pot bucura de viață. Este o perspectivă care înnobilează toate relațiile interumane și cred eu că va aduce pacea în lume ușor, 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 ușor. Este bucata noastră prin care aducem pacea în lume ușor, ușor. Din sufletele noastre, încet curge această energie și îmbrățișează ușor, ușor ființele care sunt deschise sau dă mesajul. Mulțumim, Anca. Doina, cum contribuie modelul Internal Family System la înțelegerea și tratarea problemelor de sănătate mentală la nivel global? Un aspect, spun eu, destul de important, cel puțin în ultimii ani, pentru că vedem, hai să spunem, mă gândesc așa la un soi de cauzalitate, și la lucrurile din exterior, omenirea în ultimii ani a încercat și a reușit, într-o oarecare măsură, să facă față unor provocări destul de mari. Vorbim despre o pandemie, da, la nivel global, la nivelul întregii omeniri, vorbim despre, iată, un conflict armat, primul, da, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, 2 ani, la granița noastră, sau de iată, altul de cât? O lună de zile, o lună și jumătate în Orientul Mijlociu. Foarte bine punctat și exact la asta mă gândeam și eu, la pandemie mai ales, pentru că, din punctul meu de vedere, bineînțeles pe lângă războaie și ce au fost înainte, fiind mai recentă, pandemia a pus, cum să spun așa, parcă a apăsat pe părțile noastre foarte fragile și foarte rănite și pot să spun că au apărut persoane cu foarte multă anxietate și depresie. Multă, multă, multă. Și chiar am lucrat cu persoane cu anxietate și depresie și mai ales anxietatea la nivelul în care nu mai ieșeau din casă. Absolut deloc nu mai ieșeau din casă. Din persoanele superactive, corporatiste, party, nu aveau nicio problemă. Pur și simplu pandemia i-a ținut în casă și nu la modul că nu mai ai voie să ieși legal, și n-au mai ieșit mult timp, adică cel puțin un an după. Nu mai reușeau să iasă din casă. Atât de puternic a fost impactul acesta.
Iar metoda EFS, din punctul meu de vedere, a venit așa ca un pansament pentru suflet. Și binecuvântată mă simt că cunosc această metodă și că pot să o dau mai departe. Și mulțumesc lui Dumnezeu și lui Richard că am luminat să creeze această metodă, pentru că persoana și slash persoanele, că au fost mai multe, care efectiv nu mai ieșeau din casă acum, nu că nu mai ies din casă, dau și ele mai departe această metodă. Și pot să folosesc cuvântul vindeca sau alina sufletele și părțile mai multor persoane. Mulțumim mult! Anca, există legături între internal family system și anumite, să le spunem, filozofii, sisteme de gândire, tradiții spirituale? Dacă da, cum influențează acestea practica internal family system? Da, desigur, așa cum am menționat mai sus, are o rezonanță puternică în creștinism, da? Pentru că așa cum noi îl servim pe Hristos, da? Sau conștiința hristică, la fel sinele asta simbolizează, compasiune, încredere în lume, în viață, conexiunea cu tot și toate, calmul, pacea lui Dumnezeu. Deci, practic, este o similitudine incredibilă și Richard chiar s-a pus la masă la un moment dat cu niște domni de la, în fine, nu mai știu exact congregația sau instituția în sine, dar țin minte că am citit într-una din cărți că a stat la masă multe, 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 multe zile să răspundă întrebărilor domnilor din respectiva congregație. Și au căzut de comun acord la foarte, foarte, foarte multe aspecte. O să recomand, cui își dorește, evident, mai multe cărți în direcția asta, dar sunt convinsă că și maestru Google ne ajută. Dacă punem IFS și creștinism, găsim mai multe din operele care tratează asta. Și, bineînțeles, viziunea lui Bert Hellinger, care nu este psihoterapie, mă refer la constelațiile familiale, care și ele, de altfel, vedeau sistemele, da? Adică vizează același tip de gândire. Noi, în constelațiile familiale, vorbim de trei legi majore. Apartenența, prima lege, este legea care spune că tot ceea ce face parte dintr-un sistem are dreptul să aparțină. Este exact același lucru pe care îl face și Richard într-o altă exact manieră. Apoi, a doua lege este legea ordinii. Am regăsit asta în modelul AFS, în sensul în care și aici tipurile de părți sunt evident împărțite pe roluri. El spune așa: manageri, pompieri, exilați. Adică sunt părți care vin înaintea altor părți. Da? Sunt părți protectoare care se așează în fața părților din noi vulnerabile. Deci, iată, ordinea, din nou, și schimbul. Adică faptul că totul este interconectat. Există o lege a schimbului, o lege a echității în univers și, evident, în teoria sistemică, pe care o regăsim, evident, și la Richard în modelul lui, prin faptul că toate părțile sunt interconectate, toate, bineînțeles, răspund odată ce tu începi să lucrezi cu o parte, este afectat întregul sistem, da? Deci această idee de conectivitate sistemică. Acestea sunt niște aspecte la care eu gândesc, să zic așa, pentru că mă interesează în mod direct în munca mea. Și sunt convinsă că sunt o multitudine altele. Acum, recent, a apărut o carte în IFS, în comunitatea IFS, care, îți spuneam, vizează model de finanțe, vizează yoga și IFS, vizează tot ce ține de transgender and IFS și cum se poate aplica. Și iese cât mai mult, adică se duce în economic și IFS, mediere culturală și IFS. Adică mi se pare fascinant. Sunt oameni care au venit cu tot felul de idei și tot felul de modalități de intersecție care pe mine mă încântă. Și da, desigur, are la bază viziunea cabalistică asupra vieții. Mulțumim, Anca. Și ultima întrebare, Doina. Ce fel de răspuns, de feedback ați primit de la persoane sau de la profesioniști care au implementat modelul în practica lor de viață? Atât în practica de viață, cât și în practica profesională.
În primul rând că viața lor, a lor, s-a îmbunătățit pe toate palierele. Personal, profesional, sănătate. Ulterior, referitor la metoda, dând-o mai departe și lucrăm cu ea, omul poate vine cu intenție să am o relație mai bună cu soțul. Să vreau să câștig mai mulți bani, să am o viață mai abundentă. Vreau să-mi integrez simptomul. Pe toate aceste paliere, viețile lor s-au îmbunătățit. Clar, demonstrat, văzut. Și recomand să ne uităm la noi și să ne uităm în interiorul nostru. Recomand. Asta fac eu. Mă uit în interiorul meu, lucrez cu mine și eu, dacă sunt bine, ca și terapeut, pot să dau mai departe. Este o metodă pe care, cum recomandă și Richard, să fim noi bine cu noi și toți terapeuții AFS sunt bine cu ei, ca să și să lumină pentru ceilalți. Să putem ghida. Mulțumim mult. Ca o concluzie, modelul sistemelor familiale interne reprezintă o abordare terapeutică dezvoltată, așa cum au spus și invitatele noastre de dr. Richard Schwartz, care combină gândirea sistemică cu perspectiva conform căreia mintea este alcătuită din diverse părți sau sub personalități care poartă diverse credințe, emoții și motivații. Au fost alături de noi Anca Maftei, psihoterapeut, fondator metoda Regeneration, Doina Varzarus, psiholog, psihoterapeut în formare, psihoterapie integrativă, și am vorbit cu prilejul lansării cărții Terapia sistemelor familiale interne, dinamica părților noastre interioare în procesul de vindecare și integrare. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi și celor care ne urmăresc în transmisia live pe Facebook, și vă invităm de la ora 16:30 la ultimul eveniment de la Târgul de Carte Gaudeamus, aici la standul editurii Herald. Să aveți o zi minunată în continuare!